Salut și bine ne-am găsit la un episod de Meșterul Alex. Și înainte de a începe, te-aș ruga să apeși tot acel buton de like dacă vrei să continuăm cu această serie și vreau să strângem mai multe like-uri, pentru că tura asta este ceva destul de dificil de făcut. Chiar m-am chinuit să fac așa ceva. Deci, dați și voi un like, fraților, dacă vreți mai multe episoade. Și hai să trecem și noi la episodul nostru. Hai să facem zi pentru prima oară. Bun, facem zi aici pentru că vreau să fie lumină. Și ce am făcut azi? Un lift. Ia priviți. Mergem aici, apăsăm. Bum, bum, bum. Am ajuns sus. Mergem pe terasă, vedem ce fac vacile. Le păzim foarte frumos și toate cele. Și după putem merge înapoi la prietenii noștri jos. Te duci aici, aperi butonul și te-ai dus înapoi. Okay, și acum vreau să vă arăt, fraților, cum să construiți. Ce aveți nevoie? Mai întâi trebuie să construiți așa, un fel de groapă. Deci am așa, 1, 2, 3, 4, 5 blocuri. Avem 5 blocuri așa și 4 blocuri așa, da? Deci 4 pe 5 și 3 blocuri în jos. Bun, până acum cred că ați înțeles. Știi de ce materiale avem nevoie? Avem nevoie așa, de sticky piston, de redstone, de slime block, de un piston normal, de obsidian, de orice bloc vreți voi, de butoane și de repeatere, de un lever și de niște sand. Astea nu contează. Bun. Și haideți să începem începutul. Mai întâi puneți sticky pistonul aici. Pune 1, 2, 3, 4 și bam, ați pus sticky pistonul. După puteți să puneți slime blocurile, ați pus și slime blocurile, după puteți să puneți ce vreți să fie pe jos, gen, uitați-vă, eu am pus chestie din asta pe jos, voi puneți ce bloc vreți, ok? Și asta e podeaua, da? După mergem foarte frumos aici, punem un bloc, punem o bucată de redstone, ne întoarcem invers, punem încă un bloc, punem un repeater la delay-ul 2, deci apăsați de două ori click dreapta pe repeater și după punem un bloc aici cu un redstone. Foarte frumos. Și după aceea trebuie să mai puneți puneți redstone aici și puneți niște obsidian. Uite, fix pe slime, fraților. Deci fix pe slime. Și puneți niște redstone aici și un repeater aici, tot la delay-ul 2. Așa, foarte frumos. Îl puneți și după începe să prindă ceva formă pe aici. Acum mai aveți nevoie de un bloc normal pe care o să-l puneți aici cu un redstone pe el. Vă întoarceți invers și, sau nu vă întoarceți invers, puneți aici un obsidian, ok? Și după puneți înaintea blocului ăsta încă un bloc de care vreți voi și faceți ceva de genul cu un repeater aici foarte frumos. Bum. Și după la delay-ul 2, așa, puneți un bloc deasupra aici cu un redstone pe el. Ok, și de acum ce mai trebuie să faceți? Luați un obsidian și îl puneți, uite așa, fraților, da? Ok, și dacă luăm o manetă, putem să vedem că funcționează foarte frumos, da? Jbum! Ne duce deja la etajul 1. Ok, hai să continuăm proiectul nostru. Putem să distrugem aici maneta pentru că nu avem nevoie de a, fraților. Deci, continuăm așa. Punem un bloc aici, un bloc deasupra și un bloc de desubt. Foarte frumos, uite așa. Avem nevoie de un buton pe care o să-l punem aici. Și când apăsăm butonul se va întâmpla o minune. Punem un reston deasupra, punem un bloc deasupra restonului, bine, și un piston așa cu o bucată de sand pe el. Deci hai să luăm sandul nostru, uite așa, punem sandul aici și după aceea trebuie să puneți încă un bloc lângă piston, uite așa, cu un repeater. Ok, hai să luăm repeaterul și îl punem, uite, fix așa îl puneți, da? Repeaterul. După aveți nevoie de încă un slime block pe care o să-l puneți așa, deci fix așa puneți slime block-ul și puneți, uite așa, încă un bloc, da? Ok, hai că v-ați descurcat voi până acum, sunt sigur de asta, v-ați descurcat, vreau să-mi spuneți în comentarii dacă v-a ieșit și vouă. Mai avem nevoie de un piston pe care o să-l punem, uite așa, și punem niște blocuri chiar așa. Și hai să ne luăm leverul înapoi, pentru că iar avem nevoie de lever și am terminat cu nisipul. Și activăm ăsta, da? Trebuie să stea mereu aprins chestia asta. Și acum haideți să trecem înapoi la construcția noastră de aici.
sau să vă arăt cum funcționează butonul. Hai să vă arăt. Ia uitați, jbum. Foarte drăguț. Și acum am pus bucata asta de stone aici. Punem, uite așa, butonul de întoarcere, cum ar veni. Generatorul nostru, generatorul, doamne, de la episodul trecut. Liftul nostru funcționează chiar super șmecher. Și acum vreți să vă arăt și cum să-l umpleți? Nu știu dacă vreți neapărat, dar hai să vă arăt. Puneți pe aici, uite așa, încât să nu deranjați nimic, da? Aici așa, pentru că acolo e redstone și trebuie să aveți grijă. Pe aici, uite, și pe aici putem pune. Hai să vă arăt cum să îl umpleți, să zicem. Și aici puteți să puneți tot din ăsta ca să arate foarte frumos. Și vă ridicați până sus, 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 sus. Uite așa. Pe aici lăsați loc de căpățâna voastră. Și după puneți așa. Bun. Ia uitați-vă, fraților. Deja prinde formă. Ok, voi o să-l faceți mai frumos și intrați aici, apăsați butonul. S-a întâmplat minunea. M-am bucurit puțin, dar gata. Și mergeți pe aici, vă faceți voi terasă, tot ce vreți voi. Eu v-am arătat că funcționează și merge super șmecher. După vă dați înapoi, bam. Foarte drăguț liftul. Și uitați, eu pe aici am mai pus blocul, l-am făcut puțin mai frumos. Și fraților, cam atât și cu acest episod. Dacă nu văd multe like-uri, nu o să mai facem așa ceva, pentru că mă chinui enorm de mult să găsesc pe YouTube și să le construiesc după. Deci, dacă ți-a plăcut, dă un like și comentează și tu dacă ți-a mers liftul. Și nu uita și de niște sugestii ce vrei să mai construiesc. Bye, bye!